Jercan, director de proiecte la Asociația Părinților pentru o Educație Sănătoasă, spune chiar că este dispus să plătească o eventuală factură restantă la utilități, dacă este nevoie. Dacă mi-a cerut ca educația copilului meu să se desfășoare în parametrii normali, poate că aș accepta. Ce înseamnă în parametrii normali? Gândiți-vă că dacă nu sunt achitate aceste facturi, copiii nu pot învăța, nu? Pe de altă parte, psihologul Camelia Stavarache susține că fenomenul ar avea la bază o înțelegere tacită între cadrele didactice și părinți, care scoate din categoria așa numitului normal eventualele sesizări ale celor nemulțumiți. La noi, România, s-a creat acest model al cadoului, al șpăgii. În spatele tuturor acestor comportamente stă frica, conformismul, o pasivitate. Preferăm formula aceasta de a merge odată cu turma. În județul Argeș a fost identificat un al doilea focar de rabie. Autoritățile au